elevii noștri au scăpat de stresul probelor scrise, însă urmează pe data de 3 iulie afișarea rezultatelor înainte de contestații până în ora 14. După ora 14, până la ora 16, va avea loc perioada de depunere a contestațiilor, continuându-se în data de 4 iulie în intervalul orar 8-12. Rezultatele finale vor fi afișate anonimizat, așa cum știm că se întâmplă în ultimii ani la examenele naționale, în data de 9 iulie, după soluționarea contestațiilor. Nu se termină emoțiile pentru absolvenții de clasa 8-a cu rezultatele finale. De ce spun asta? Pentru că știm foarte bine că pentru admiterea în învățământul liceal mai au de parcurs câteva etape, și anume etapa de completare a fișelor de opțiuni, unde sub îndrumarea dirigintelui cadrelor didactice și implicit a părintelui, copiii își aleg orientarea în carieră în funcție de nota obținută și de specificul liceului pe care ar vrea să-l urmeze. Însă relevantă este media obținută la evaluarea națională, deoarece aceste opțiuni trebuie să fie completate în funcție de media obținută de către fiecare în parte. Etape speciale de admitere sunt și pentru copiii cu CES și ROM, pentru că, așa cum bine știm, în fiecare an sunt locuri alocate atât pentru elevii cu CES, cât și pentru elevii cu de etnie romă, care au recomandările pentru etnie romă. Așa cum ne-au bucurat de fiecare dată la olimpiadele și concursurile școlare, dar și la examenele naționale, sperăm că Dumnezeu le călăuzește pașii în continuare, că vom avea rezultate bune și foarte bune la evaluarea națională la nivelul județului Dolj. Vom fi în continuare alături de elevii noștri, atât noi cadre didactice, cât și părinții. Ce contează cel mai mult pentru ca un elev să obțină o notă mare la evaluarea națională? Dacă vorbim de limba și literatura română, putem spune că trebuie să, încă de mici, să învățăm constant și să nu uităm că lectura este parte integrantă a culturii noastre generale. Iar dacă vorbim de matematică, știm foarte bine că matematica este una dintre disciplinele obligatorii care necesită foarte multă muncă, foarte multă disciplină, și cum viața este o disciplină, trebuie să spunem că pregătirea trebuie să fie intensă pe parcursul învățământului gimnazial, pentru că spun gimnazial, pentru că baza o au copiii în învățământul primar. Așadar, multă muncă, încredere în ei și, bineînțeles, sprijinul moral al cadrelor didactice și al părinților. Cum gestionăm emoțiile copiilor înainte de examen? Da, într-adevăr, este foarte important și pentru un copil foarte bun, dar și pentru un copil de nivel mediu sau slab, cel mai important, spun eu, ca aceste emoții de dinainte de examen să fie gestionate corect și complet, atât de către părinți cât și de cadre didactice. De ce? Pentru că atâta timp cât copilul, chiar dacă este foarte bun, dacă acest stres, această emoție a examenului este insuflată prin presiunea părintelui sau a cadrelor didactice de a ajunge la un anumit colegiu sau la un anumit liceu sau de a-i limita opțiunile copilului, cu siguranță acel copil, din cauza emoțiilor, va pierde mult. De ce? Pentru că știm că sub emoții copilul poate să greșească foarte ușor. Gestionarea emoțiilor, în primul rând, depinde de cei din jur și apoi de copil, pentru că totuși vorbim de elevi, de absolvenți de clasa a 8-a. Emoțiile continuă și la clasa a 12-a, dar mai ales
pentru elevii noștri micuți care pășesc acum într-o nouă etapă. Orientarea în carieră începe acum cu acest examen, cu evaluarea națională.